Și evident, începând cu ziua de astăzi, îmi depun mandatul de prim-ministru, implicit și al Guvernului României. Și fac acest lucru pentru că în anii în care am făcut politică, rezist la orice bătălie cu adversarii politici, niciodată însă nu mă bat cu oamenii. Și cred că ar fi o mare greșeală și cred că am avea toți de suferit.